Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un subiect care a făcut valuri și la noi, Germania a legalizat deținerea și folosirea cannabisului în scop recreațional, adică s-a legalizat iarba, cum s-ar zice, în anumite condiții. Totuși, cantitățile ce pot fi deținute sunt limitate, sunt și criterii de vârstă minimă, trebuie să fii măcar formal membru al unui așa numit club de cannabis și așa mai departe, deci sunt niște condiții, dar una peste alta esența rămâne. În cea mai mare țară a Uniunii Europene a fost legalizat cannabisul. Germania nu este prima țară din Uniune unde se întâmplă asta. Marihuana mai este legală în Malta și în Luxemburg și consumul este decriminalizat în destul de multe alte țări, printre care Portugalia, Spania, Italia, Croația, Belgia și altele. Sunt mai multe. În altele se desfășoară așa numite proiecte pilot prin care se studiază efectul consumului de marihuana. Proiectele care participă însă mii de cetățeni care doresc să se lase studiați în aceste condiții. În Elveția, de exemplu, în Cehia, ele sunt două astfel de țări. Deci acolo, dacă vrei să consumi marihuana, trebuie să te înscrii într-un program pilot și poți consuma, dar trebuie să fii studiat. Iar când am fost eu în Cehia ultima oară, cu vreo 3 ani, se începuseră și să vândă, dar cu un anumit nivel de OSD. Există o substanță, substanța care te afectează, practic, care îți umblă în creier, are o gradație, cum e nicotina la țigări. Da. Și acolo era voie deja să se consume, erau magazine care vindeau marihuana cu un nivel limitat. Controlat. La noi, statul are, în schimb, o politică de toleranță zero față de consumul de droguri, de orice tip și în orice condiții, și totuși, de asemenea, România nu e singura țară din lume care are toleranță zero față de droguri. În ciuda acestei legislații deosebit de restrictive, cel puțin la noi, în România, consumul și mai ales traficul sunt în creștere. L-am sunat pe Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor și în criminologie publică intervenționistă. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Domnule Zaha, acum noi înțelegem că motivația pentru legalizarea drogurilor este, în statele care au făcut acest pas, este tocmai combaterea consumului și traficului de droguri. Pare oarecum contraintuitiv să combați drogurile legalizând drogurile. Puteți să ne explicați cum funcționează acest principiu, acest model? Absolut. Realitatea este exact cum ați zis, că în ciuda interzicerii dure a cannabisului, de exemplu, acesta se consumă pe scară largă, nu doar în România, bineînțeles, în Uniunea Europeană, peste 150 de milioane de persoane au încercat cannabis cel puțin o dată, adică cam o treime din populația Uniunii Europene. Și atunci ce încep să facă statele responsabile în momentul de față este să recunoască această realitate statistică, adică că se consumă pe scară largă și să ia această măsură fie de dezincriminare, că nepedepsire penală a consumatorilor și concentrarea asupra marului trafic de droguri, fie de legalizare comercială. În Germania, de exemplu, tocmai ministrii sănătății și ai justiției au fost în fruntea acestui proiect de înlăturarea pedepselor penale pentru consumatori din două motive principale. Primul este combaterea pieței negre, adică dacă o substanță este ilegală, întreaga piață este, bineînțeles, controlată de grupări ilegale, de crimă organizată, care din banii de trafic de droguri își finanțează traficul de ființe umane și traficul de arme în alte țări, chiar și războaie și așa mai departe. Și atunci, dezincriminând o substanță, adică nepedepsind consumatorii, nefolosind resursele forțelor de ordine pentru câteva grame de substanță pentru consumatori, îți refocusezi atenția asupra marelor rețele și vorbim aici de tone de droguri. Iar al doilea motiv este exact protejarea consumatorilor. Dacă o substanță este ilegală, ea devine semnificativ mai periculoasă, pentru că nu poți să știi exact ce conține, substanța poate fi contaminată, nu ai într-atât de multe oportunități de a cere ajutor sau de a primi tratament și aici intervine, bineînțeles, și posibilitatea de a avea și un dosar penal care să mai adauge la problemele pe care le putea avea ca și consumator de droguri. Deci, dar în aceste, state unde s-a legalizat marihuana respectivă, trebuie să respecte anumite standarde care sunt verificate de stat? Absolut. De exemplu, pentru Germania, că ați menționat mai înainte, cei cu vârste între 18 și 21 de ani nu au voie să aibă asupra lor cannabis
cu o potență mai mare de o anumită limită, adică de 10% THC, spre exemplu. Și pot fi doar până în 25 de grame de cannabis. De adică exemplu, cum face statul să duce unde se vinde cannabis legal și ia mostre și analizează să vadă ce se află în, în iarba respectivă? Adică se fac analize, cum ar face la noi, ANSV, se iau pe salam? Oh, da, absolut, absolut. Și nu doar atât, dar se și încurajează testarea substanțelor de către consumatori în sine prin kituri de testare ca să știi ce consum. În Germania era o problemă foarte mare și este în continuare și unul dintre motivele dezincriminării este că o proporție semnificativă dintre substanțe din cannabis era contaminat cu etnobotanice, cu aceste substanțe care fac ravagii în România și s-a descoperit asta exact testând cantitățile de marihuana confiscate, și anume că traficanții făceau această schemă, să zic așa, tocmai pentru a potența și mai tare și a face substanța semnificativ mai nocivă. Dezincriminând-o, încep să ai un control asupra ei prin aceste cluburi de cannabis, de exemplu, unde, bineînțeles, se vor face teste pe substanțele care se cresc acolo și permițând fiecare persoane să crească acasă singur până la 3 plante de cannabis. Mm-hmm. Apropo de etnobotanice, eu sunt tată de preadolescenți și toți părinții din jurul meu care au copii de vârsta asta sunt foarte îngrijorați de spectrul etnobotanicelor. Am înțeles, e deja de notorietate în București, că mulți tineri vapează un drog care e sintetic, foarte ieftin, 8-10 lei doza. Vreau să vă întreb dacă știți cum poate un părinte să recunoască un copil care este drogat cu așa ceva în fază incipientă. Este destul de greu, sincer să vă zic. Veți vedea probabil pe internet sau de la Agenția Națională Antidrog o grămadă de standarde sau anumite persoane în spațiu public zicând că dacă copilul este roșu în obraj, atunci poate se drogează. Sau dacă copilul este prea fericit sau prea trist, poate se drogează. Nu există vreun standard, cel puțin pentru cei care nu au expertiză medicală reală în acest domeniu. Singura modalitate reală este o comunicare onestă cu copilul. Nu este recomandat să fie luat pe sus și dus la analize când ni se pare că este prea roșu în obraj. Realist, trebuie să vorbim și să comunicăm cu ei și foarte încet și treptat, dacă considerăm că avem niște semne de întrebare, atunci să mergem la specialiști, însemnând la psihologi în prima fază. Domnule Zaha, acum, dacă obiectivul legalizării cannabisului este reducerea și controlul mai bun al consumului de droguri, care este experiența țărilor care au făcut asta cu mai mult timp în urmă? Adică sunt țări sau state. Colorado, de exemplu, a legalizat acum 10 ani. Uruguay a fost prima țară din lume unde s-a legalizat în urmă cu mai bine de 10 ani. Sunt și state europene unde lucrurile acestea sunt permise de ceva timp. Malta, cred că are 3 ani de când s-a legalizat. Și Olanda se... Ce s-a întâmplat? În Olanda e o situație diferită, nu e chiar legal, e mai mult tolerat. Dar, da, se poate fuma în coffee shop-uri în Olanda. Care este experiența acestor țări în privința traficului general de droguri, a drogurilor cu adevărat periculoase? În primul rând, toate țările care au făcut acești pași experimentează o creștere uriașă în interceptarea marului trafic de droguri. Adică știm cu de ce? Care e legătura? Adică de ce se interceptează traficul de heroină dacă e marihuana legalizată? Care e legătura? Ca să vă zic specific, dacă o să vă uitați pe ce se capturează în România, ca să facem o comparație, veți vedea că anul trecut, pe raportul național al Agenției Naționale Antidrog, s-au efectuat 2600 de operațiuni pentru puțin peste 3 kg de cannabis, adică cam 1 gram per captură. Adică se concentrează eforturile pe altceva, asta spuneți? Absolut, cantități peste 1 kg de cannabis în România au fost doar capturi, a fost doar 76 peste 1 kg și 3000 aproape de 1 gram. Și pur și simplu, deci 80%, 90% din forțele de ordine în țările care mențin această interdicție, inclusiv România, sunt pentru câte un gram, ca și cum ai avea un sac fără fund de, să zicem, zahăr și începi să dai câte o linguriță de zahăr și atunci forțele de ordine merg către acea linguriță de zahăr și sacul fără fund rămâne
neatins, aproape. A doua chestiune, mult mai mulți consumatori în țările care au dezincriminat sau legalizat cannabisul vor cere ajutor, pentru că nu mai este stigma asta și posibilitatea ca poliția să te aștepte după ușă. Și Asociația Regală de Sănătate Publică, o instituție foarte respectată care face cercetări în acest domeniu, Marea ne Britanie. Zice că pionieri internaționali precum Canada, Olanda, Portugalia au rezultate extrem de încurajatoare fără a crește daunele asociate consumului sau fără a experimenta creșteri semnificative în consum comparativ cu statele care mențin prohibiția. Deci rezultatele sunt foarte bune. Cum vedeți viitorul în România din acest punct de vedere? Că credeți că sunt pregătite statul și societatea pentru un asemenea pas? Și dacă considerăm că sunt sau nu sunt, politicile publice antidrog nu așteaptă după nimeni. Adică vom ajunge într-o situație atât de rea încât vom fi nevoiți să facem și noi aceste schimbări. Peste 50 de jurisdicții din toată lumea au făcut aceste schimbări, nu pentru că este vreun plan diabolic de a droga, între ghilimele, populația, ci pentru că interzicerea dură nu funcționează. În România vom ajunge să facem aceste schimbări, estimez eu, începând din deceniul 2030. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Vlad Zaha, criminolog specializat în politici publice din domeniul drogurilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.